I don't wanna lose you, but I know I ain't ready yet. Know you need it more, but I can't, but I can't lie to you. Hope that you understand. Know you need it more, but I can't, but I can't lie to you. Hope that you understand. I'ma keep your love in my back pocket, yeah. We got the time, but we can't stop this, so I wait. Yeah, I'll wait, wait for you. Yeah, I'ma keep your love in my back pocket, yeah. I'ma save it up till we go all in. So I'll wait, yeah, I'll wait, wait for you, wait for you, yeah. Don't know what I want, just give me some patience, yeah. I want it so hard, just think I need space this year. Know you need it more, but I can't, but I can't lie to you. Hope that you understand. Know you need it more, but I can't, but I can't lie to you. Hope that you understand. I'ma keep your love in my back pocket, yeah. We ain't got the time, but we can't stop this, so I'll wait. Yeah, I'll wait, wait for you. Side, lay low, taking it slow. It could be slower, less it was better than sunrise, less it was better than prize, less it was better than no lies, maybe too wide. Sundays, it could be, well, under the rug. I might as well offer, make it two, or see it from all sides, make it three, or listen to these sides, make it four, catch all the blind sides, maybe now hide. Make it more, here for the taking, call it more. Now it's on time, make it old, so I'm told, better be. Alright. Well, colder than winter, in the snow, we'll feel it below. Call it more, well, here it can take it. Call it more, we're ready to make it. Now it's on time, make it old, so I'm told. Yeah.
almost up. There's only caribou now, but Becky drowns her worries. She goes out to the club to shake it. She doesn't listen to no one except Leif on the radio, unreachable in a day. Slower, less it was, the better.
sunrise. Less it was, better than price. Less it was, better than no lies. Maybe too wide. Gata? Da. Unde ai venit? Tu ai venit pe coșul. Nu am văzut când ai venit. Cred că m-a acceptat. Acum le simți eu? Da. Pot dorul să dau drumul? N-am înțeles. Bună dimineața! Având în vedere că în sala de consiliu ne aflăm 17 consilieri în funcție, din cei 17 consilieri în funcție, 17 sunteți prezenți. Deci ședința este statutară, drept pentru care dau cuvântul doamnei președinte de ședință să preia conducerea ședinței. Mulțumesc frumos, doamna secretar. Bună dimineața tuturor, vă spun și eu. Ne-am întâlnit astăzi în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 8.02.2024 pentru a dezbate și a aproba un singur punct de pe ordinea de zi. Înainte de asta, am să vă rog să supunem la vot sau dacă sunt discuții vis-a-vis de procesul verbal de la ședința anterioară din data de 5.02. Doamna președinte, am eu o remarcă de făcut la procesul verbal. Vă rog, domnul consilier. Aș avea rugămintea să se revizuiască la punctele 3 și 5 care au fost dezbătute. Este incomplet formularea de abținere, pentru că am prezentat în ședința de consiliu motivul pentru care ne abținem. Dar, în o secundă. Da. Da. În prima formulare scrie clar, când se deduce că nu s-a însușit. S-a însușit acel raport, așa scrie, dacă greșesc, corectați-mă, și în a doua remarcă, la punctul 5, nu e scris nimic. Se abțin 4 consilieri. Motivul, v-am rugat să se consemneze pentru că nu este un raport tehnic de expertiză. Asta este. Deci, în avizul Comisiei 3, care a fost nefavorabil, am scris motivul pentru care. Și dumneavoastră, când v-ați abținut fix pentru motivul care l-ați trecut în avizul Comisiei 3. Deci, ce făceam? Repetam de două ori același lucru? Da, bun. Da, bine. Ok. Bine. Am înțeles. Dar dacă îmi permiteți, până acum toate abținerile că au fost motivate. Niciodată. Nu au fost motivate. De regulă trebuie motivate. Așa. Mulțumesc frumos. Deci am remarcat, o să precizez în procesul verbal, îl refac decât fraza aceea la... Okay. La punctul 5, da? Da. Ok. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Deci, dacă se face acea modificare și noi suntem pentru. Da, deci am precizat, votăm cu condiția să fie completat la punctul numărul 5, motivul pentru care. Dar motivul este trecut în avizul nefavorabil al comisiei, care deja a fost trecut de mine în procesul verbal. Bun. Deci, supun la vot, încă o dată vă rog, cine este pentru? Cine se... Stați. Deci, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cine este împotrivă? Cine se abține? Două. A, da, corect. E în regulă. E în regulă, domnul consilier. Am înțeles. Deci, doar Toma și Andrei. Deci, o să verificăm. Eu propun, dacă îmi permite, doamna secretar, să fie regulă. Și în regulament există treaba asta. Orice abținere sau orice vot în contra să fie motivat. Da? Da, este regulă. Se recomandă. Da. Și atunci de ce întrebați că nu e... Ne impuneți că de o parte întrebarea mea este de ce întrebați că nu e specificat în procesul verbal dacă nu e obligatoriu. Bun, vă propun să depășim momentul și să trecem la punctul principal și singurul, de fapt, de pe ordinea de zi, și anume
proiect de hotărâre inițiat de primarul Comunei Bascov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bascov pe anul 2024. Stimați colegi, v-aș propune ca acest punct să fie dezbătut conform articolului 27 aliniatul 8, adică cu înscriere la cuvânt, ca să evităm discuțiile colaterale și suprapunerile. Și suprapunerile de idei, înscrierile la cuvânt, dezbateri cu amendamentele care s-au depus și în final și punctele de vedere la amendament. Exact, și punctele de vedere după care să trecem la vot. Bun, cine se înscrie la cuvânt? Domnul Popescu, Liviu. Domnul Andrei. Cine se mai înscrie la cuvânt? Închidem lista, să știți. Închideți, că dezbaterea publică a fost, nu mai citim doar amendamente. Da, era de rutul meu. Eu v-am solicitat și v-am rugat să respectăm articolul. Problema nu spus eu, este vorba de regulamentul de organizare și funcționare. În primul rând, amendamentele, da. În primul rând dați cuvântul inițiatorului de proiect, inițiatorului, după care urmează amendamentul de cei care l-au depus, după aceea punctele de vedere la amendament. Și așa parcurgem ca să știm fix ce votăm. Domnul primar? Ia, de alt om, poate să faci un lucru. Au fost depuse, eu am exprimat referitor la amendamente 5 ședința trecută, că aceste amendamente trebuie depuse în termen, ca să ia cunoștință secretarul general al UAT-ului, ca să, după aceea, să le repartizeze la compartimentele de specialitate și din compartimentele de specialitate să fie analizate după aceea în comisie, mai ales când este vorba de buget. În sfârșit, au fost depuse o serie de amendamente în care, din punctul nostru de vedere, sau cel puțin în motivația respectivă, nu se justifică niciun. Este vorba de alocarea unor fonduri la Biserica Sfântul Gheorghe din... Scuzați, nu vreau să intervin la redat. De ce vorbiți amendamentele voastre, nu vorbiți despre proiectul de buget? Lăsați-ne, vorbiți ne trebuie să amendamentele voastre, vreți să ne spuneți că nu pune amendamentele. Păi nu, doamna, păi nu, a fost vorba de amendamente, așa mi-ați dat tot cuvântul, pe amendamente. Amendamentele noastre le prezentăm noi, din asta ne-ați dat niște contraargumente, le-a spus pe vârtie și le-a doamna președintă. Își prezintă punctul de vedere. Era un punct de vedere. Era vorba despre cum sunt spre buget. Da, și păi amendamentele nu sunt la buget? Amendamentele, domnul. Amendamentele sunt la buget. Dar își prezintă punctul de vedere. Care e problema? Își prezintă... Dar e punctul de vedere. Nu poate să-și exprime punctul de vedere sau ce? Să aveți cuvântul imediat și o să vă spuneți punctul de vedere, da? Eu am oferit cuvântul. Este foarte păi este regulă. Foarte regulă. Desfințiți amendamentele voastre, pe noi nu le-ați prezentat. Da. Nu, că dumneavoastră le-ați prezentat, comisiile au luat cunoștință despre amendament. Nu. Și apoi domnul primar să spună ce nu-i bine. Nu așa e logic. Adică, puneți noastră carnaleta bunilor, cumva. Deci, dați-mi voi. Vă rog, domnul primar, continuați. Deci, la proiecția de buget pe anul 2024 au fost dezbătute. Ați avut bine, vă înțeles că a fost lansat și în dezbatere publică și pe site-ul primăriei. Deci, suma de proiecte de venituri și cheltuieli pe anul 2024 este de 29.633.50 lei. La venituri, care se compune din mai multe componente. Acum e bine, ar trebui să-i dau cuvântul doamnei contabil, dânsa mai analizat acest buget și l-a prezentat în dezbatere.
doamna contabil o să-l prezinte acum în mare, o venit cu cheltuielile, o să vă prezint dacă este nevoie. Nu să mai prezint mai dacă bun. Bugetul a fost prezentat și după tu păi venit să vă prezint câteva. Ce anume, să vă prezint atunci ce anume să prezint? Lista de investiții. Nu. Eu vreau să prezint acum toate capitolele respective. Nu, deci a fost prezentat bugetul. Aveți și lista de investiții, a fost prezentat și un e cazul. Deci, practic, dumneavoastră trebuie să supuneți la vot două aspecte. Bugetul cum a fost prezentat de inițiator, inițiator și bugetul cu amendamente. Bun. Mulțumesc, domnul primar. Ofer cuvântul domnului consilier Liviu Popescu. V-ați înscris la cuvânt. Vis-a-vis de amendamente. Deci, opinăm faptul că aceste propuneri și încă o dată aș vrea să întrebăm dacă sunt, am fost acuzați că aceste propuneri sunt nelegale. Din moment ce văd că avem niște formulări de justificare, tind să cred că ele sunt formulate în litera și în spiritul legii. Dacă era ceva ilegal, aveam și noi rugămintea să ne precizați ce articol de lege încălcăm. Dar acum să vă prezint care a fost ideea formulată la această proiecție bugetară. S-a considerat că ceea ce s-a propus de domnul primar este bună ideea de a face acele investiții și a dezvolta comunitatea și noi am venit suplimentar cu alte propuneri venite de la cetățeni pe parcursul discuțiilor, pe parcursul consultărilor pe care le-am avut cu aceștia anterior. Bun. Chiar și din dezbaterea publică s-a accentuat o problematică referitor la cum să spun, la extinderea rețelei de gaze. Era vorba de cei 200 de mii în dezbaterea publică. Bugetul care a fost prezentat a avut alocat o sumă de 200 de mii de lei pentru Puiasca. În bugetul final, acum întrebarea este, apare și lungă. Noi nu suntem împotrivi, să fim foarte clari. Suntem de acord să fie și în lungă. Dar întrebarea noastră este, mai ajung cei 200 de mii sau poate trebuia 300 de mii? Dar să trecem peste acest lucru. Ok. Ce-am dorit noi, să propunem? L-ați consultat. Am văzut argumentele dumneavoastră acum 10 minute, cu 10 minute înainte de începerea ședinței. Sunt pertinente, sunt niște argumente. Nu știu cât de pe fiecare parte. Unele, probabil, din acest considerent, trebuie să ne-am avut să discutăm pe acest material. La protecția civilă. Ne-a spus să se înființeze serviciul voluntar pentru situații de urgență, ceea ce presupune o dotare și o înzestrare a serviciului. Și dumneavoastră spuneți că urmează să înființăm acest serviciu, dar necesită cheltuieli după înființare, vom analiza de să impună anumite costuri. Deci acest serviciu, vă rog să mă credeți, nu poate fi înființat fără personal care poate fi angajat, șeful serviciului inspecție sau și voluntar. Și o dotare minimă. Bun. Mergem mai departe. La serviciile... Dacă este ok și un an să te bani ofițare, de ce nu-i vom proiectul ăsta? Și întrebarea mea e logică. Adică de asta spuneți că urmează să te bani ofițare la acest serviciu, dar proiectul ăsta amendamentul e minim. Adică cumva mi se fracturează logica. Bun. Adică ne puteți răspunde dacă aveți un probabil da. La final. Da. Domnul... Ok, lăsăm pe domnul primar. La final? Exact. E mai bine așa decât să intervenim. Da, e mai bine. E mai bine așa. Da, da. Noi în completare, la final, o bine. Serviciul este în vrem și noastră și noi, dar nu... Procedura, încă o dată repet, și repet pentru că procedura de ființare a acestui serviciu presupune că ai un șef de serviciu angajat, așa se numește, așa prevede legea 37. Și vă rog să mă credeți, stimați, distinși și distinse doamne consilieri, este obligația Consiliului Local de a înființa serviciul voluntar. Ce sunt consilii de serviciu asta? Bun.
La capitolul 6.5, servicii religioase, mi-am propus să demarăm un studiu de fezabilitate și să demarăm aceste lucrări de consolidare și restaurare a Domnului Domnului. Poate de pus, nu avem o solicitare în acest sens. Noi am venit și am transmis mesajul publicului. Am spus-o și la dezbaterea publică. Domnilor, dacă este o idee care este bună și considerați că poate fi fructificată, nu mă interesează să aibă o anumită etichetă. Vreau să fie înfăptuit. Dacă spunem ne, că ne abonăm doar de faptul că nu am avut o asemenea solicitare, am să trecem peste punctul acesta. La majorarea cuantumului stimulentului financiar, de la 1.000 la 1.500 de lei, este foarte adevărat că noi am fost printre localitățile care au avut acest stimulent. Nu negăm acest aspect. Dar îl avem de vreo 2 ani de zile, de când a propus domnul consilier Ciunescu, dacă nu mă înșel, să-l mărim la 1.000 de lei, de vreo 2 ani de zile. Fluctuațiile, inflația, cred că ar impune să vină un semnal și din partea noastră că ar trebui ajustat. Cum se ajustează salariile, cum se ajustează indemnizațiile noastre, poate ar trebui să se ajusteze și acest stimulent. Pentru că asta ne dorim în final, să stimulăm natalitatea, care e de religă. Și sunt 47 de localități în Argeș care acordă acest stimulent. Deci nu suntem chiar printre singurele localități, cum spuneți, și nu se seamănă printre singure. Sunt 47 de localități care, în momentul de față, acordă stimulent. 1.000, 1.500, 2.000, funcție de puterea financiară a fiecarei localități. Deci nu suntem chiar singure. Sunt 47. Pe analiza noastră, dacă vreți, vi le citesc că le am un telefon. Ok. O să vorbesc la pachet rețeaua de alimentare cu apă, apă canal, o să-i spun așa, între ghilimele de rigoare. Apă canal. Este foarte adevărat că domnul primar, și știm acest lucru, nu trebuie să fim atenționați, că aceste străzi, aceste puncte, sunt prinse în acel proiect cu apă canal. Dar întrebarea noastră a fost de bun simț. Acest proiect este suspendat acum? Pentru că așa am avut informația. Acest proiect este suspendat. Și opinia noastră, dacă acest proiect nu va mai avea finanțarea necesară, nici anul acesta nu se face nimic. Și atunci am zis, haideți să prevedem, să avem o deschidere bugetară, nu este obligatoriu să o și executăm. Nu este obligatoriu. De exemplu, anul trecut, a adunat în desagă 1.800.000 pe care i-am reportat până acesta. Este adevărat până acum. 4.5 milioane. Din toate. Deci, pentru deficitul bugetar. N-am avut. Reîntregire. Dar a fost 1.800.000. Erau pentru alte stări. Haideți să vă explic care-i cu asta, că nu are rost să intrăm. Confundă niște lucruri, domn Popescu. E posibil, domnul. Am înțeles, da. Dar să suntem noi să ne iubim. Haideți toată, nu are rost să intrăm. Mai departe. Păi nu, stați un pic, dumneavoastră ne-a spus acum o săptămână public la ședința cu cetățenii. Domnule, vreți să vă răspund la toate sau la pe fiecare la rând? Nu. Vă rog să continuăm. Păi nu pare la acest punct, că mi-a dat doamna președinte de la cuvânt. A vi l-a dat după domnul după Popescu. După domnul Popescu, domnul. Păi nu merge. În echipă. Domnule, eu răspund, vă răspund la toate, în mare că nu are răspuns. Lăsați-mă să vă întreb. Da. Mulțumesc. Săptămâna trecută la dezbaterea cu cetățenii a spus public, și există înregistrările publice, da, că acest proiect POIM a fost blocat. Da. A spus public chestia asta. Acum le-ați răspuns că toate aceste străzi sunt prinse în cadrul proiectului. 100%, păi, da. Nu vi se pare că e cumva dublă? Nu, domnule, nu. Dar ar fi trebuit ca cineva din, nu, cel puțin din grupul parte, dumneavoastră să vă spună mai bine, că poate știe. Când a spus aici, ok, hai să aruncăm o sumă de... Domnul, n-a fost, deci încă o dată spun, n-a fost blocat. Nu, că, domnul consilier, da, domnule, vă... Rugăminte, domnul primar, vă notați, continuați-vă ideea punctual, vă rog, și nu... Domnul Popescu, vă rog frumos. Nu știu dacă este în regulă să vă completați. V-ați înscris într-o ordine, vă rog să o respectați. Mulțumesc. Dacă așa considerați dumneavoastră ordinea, n-aveți decât. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. La protecția mediului, noi am prevăzut în
în amendamentele formulate de noi, mai multe, să-mi permiteți că aici sunt un pic, mai multe propuneri, să spun așa. O propunere a fost aceea de a decolmata punctele critice din zonele inundabile și am invocat periodicitatea producerii fenomenelor meteopericuloase. Și aici spun 2014, 2019 și pun puncte, puncte și continuați dumneavoastră. Bun. Ce am invocat? Sunt acele puncte critice care nu au legătură cu amenajările drumurilor sau au o legătură, dar nu atât de mare. Sunt puncte în care sunt colmatate podurile, podețele, sunt colmatate anumite secțiuni de scurgere ale cursurilor de apă din administrarea UAT. Nu vorbesc de Râul Bascu, care este la Abaf. Eu vorbesc de secțiunile de scurgere din administrarea UAT Bascu. La acestea ne-am referit. Ok. Și am spus că compartimentele specialitate au comentat că nu este cazul, că noi vom face drumuri noi cu șanturi și scurgere care vor asigura preluarea viiturilor produse într-un timp scurt. Să dea Dumnezeu să mă înșel. Și am spus care au fost punctele critice, că le știm cu toți. Am avut în partea de Schiava, am avut la Lăbușești, avem și în Lungă un punct critic. Da? Mă rog. Atât s-a putut. La tot la protecția mediului am propus să susținem partea de, sau să ne aliniem și noi la partea de energie verde. Și când spun partea de energie verde, unele proiecte, cu toată dragostea vă spun, au trecut pe lângă noi. Că am fost de vină și noi și poate oamenii în aparatul de specialitate. Faptul că poate nu am fost foarte bine ancorați în domeniu, poate ne-au scăpat acele oportunități. Și am zis, haideți, domnule, să le prindem acum și să ne documentăm ulterior, astfel încât să putem finaliza astfel de proiecte, care zicem noi că sunt utile pentru comunitate. Și ce proiecte am vizat noi pe partea de verde, cum se numește, de energie verde? Am spus, haideți să găsim, dacă mai putem face ceva pe acel proiect care a fost deschis finanțarea în decembrie, privind fotovoltaice la instituții publice. Haideți să încurajăm. Da, nu s-a depus, proiectul. Dar haideți să vedem dacă se mai poate face ceva sau se mai poate. Dacă nu se mai poate, game over. Haideți să vedem dacă putem să încurajăm cetățenii localității să își instaleze panouri fotovoltaice. Și atunci să vii în susținerea acestora și să le acorzi o sumă de, am spus noi, o subvenție de 2000 de lei pentru familie, pentru instalarea unui sistem de minim 3 kW. Și a fost ca o fel de subvenție. Și am spus noi, pentru 100 de familii, adică dăm drumul la un proiect cu 100 de familii care înseamnă 200 de mii de lei, vedem dacă are succes proiectul și îl ridicăm anul următor. E posibil să nu se scrie oameni. Dacă vin 300 de familii. Dacă vin 300, noi facem 100 anul acesta, pentru că vom stabili un regulament. Domnul Constantinescu, consilier, cum v-ați înscris la cuvânt? Răspund la oricine și la orice. Luminează-ne, Doamne! Am propus prima decasare pentru autoturismele în programul local RAB. RAB la Văscuveana, care se acorde o sumă de 1500 de lei pe autovehicul casaj. Doamna consilier Panțeru, vă rog frumos. Tot pentru 100 de autoturism. Am spus, e un început. Dacă are succes programul, continuăm și la am, și la am, dar considerăm că este util pentru comunitate. Bun. Ni se argumentează că în acest moment se impune o prevedere bugetară, dar chiar dacă este intenție pentru implicare în proiect, deoarece până la această dată nu mai chiar nici campania din 2023. Deci precizez că nu mai are nicio legătură campania națională prin fondul de mediu. Aceasta ar fi o campanie a noastră, locală. Nu avem legătură cu fondul de
termeni. Printr-un regulament propriu pe care îl aprobăm în Consiliul Local, putem acorda aceste subvenții. Dacă vrem. Bun. La de vot la final, și la drumul și vot, ne-am mai pus și modernizarea drumului Schiavon, care am prevăzut pentru început o sumă de 250.000 de lei. Bun. La deducerile cheltuieli. Toate argumentațiile, de unde mai exact devine funcționarea imposibilă. Mă ascult. Nu cred că devine imposibilă funcționarea dacă de la bunurile și serviciile autorității executive luăm acum 300.000 ca să deschidem aceste proiecte și la rectificarea bugetară putem adăuga dacă au nevoie. Există capitolul bugetar. Înțelegeți? La fel și la Casa de Cultură. Luăm acum 300.000 și la rectificarea bugetară din iulie îi putem adăuga fără nicio problemă. Dar am spus să facem un echilibru. Facem un echilibru între cheltuielile pentru funcționari, care pentru noi acum înseamnă 25 de milioane. A se vedea bugetul din 2022. Acesta a fost tot bugetul Comunei Pascov. Deci anul 2024 avem doar 25 de milioane cheltuieli pentru funcționare. Și zicem noi 8 milioane, sau doar 8 milioane pentru investiții. Din toată această propunere, sau aceste amendamente cu care noi am venit, am spus să avem 23 de milioane 500 pentru funcționare și 9 milioane 400, în loc de 8 milioane, pentru dezvoltare. Dacă vi se pare că este o sumă cu amendamentul că anul trecut, v-am spus, s-a, cum îi spune doamna contabil șef, anul trecut am avut 1.800.000, acum 2 ani am avut 1.200.000, care au fost, care nu s-au putut cheltui până la urmă, că despre asta este vorba. Sunt scuze, sunt probabil argumente. Sunt argumente, că au venit banii târziu, că s-au încasat târziu. Nu, deci anul ăsta excedentul a fost de 1.800.000 și asta adaugă la celălalt și vin 3 milioane. Da. Dar dacă oamenii plătesc până în ultima clipă și plățile sunt limitate până pe 28 decembrie, ce deci să mai am de și ce să mai fac? Este o scuză normală? Nu că a fost o scuză. Păi n-ai cum să cheltuiești 18 miliarde în două zile. Deci de asta există și excedentul și rămâne. Banii se pot rămâne excedent și vor folosi anul următor, adică ei sunt bine încasați, nu rămân și n-am mai putut să mai folosim bani. Nu i-am mai folosit. Da, dar putem folosi anul acesta. Am înțeles. Nu. Și având această proiecție, că știm că se adună în acel coșuleț, se adună ceva bani. Da, da. Adică există premisele ca la rectificarea de buget să avem. Există premisele, dar nu la rectificarea din iulie. Niciodată nu o să fie rectificare pe plus, cel puțin de când sunt eu pe, de okay. Pe bani de octombrie. Okay. Iar ce spuneți dumneavoastră că funcționă, dar să știți că nu funcționă până la octombrie, dacă te asta. Da, da. Eu vă spun din punctul meu, dumneavoastră o vedeți, dar și al meu la fel, îl credeți bine, gata, domnul consilier, ați încheiat, da, cuvântul, vă rog, domnul consilier Andrei și dumneavoastră, bun. Eu. Dacă îmi dați voi o completare să fac, atât. Un minut. Domnul primar, vă rog. Da. Stimați colegi, eu cred că totuși ar fi bine, înainte de a veni cu aceste amendamente, să studiați foarte bine bugetul și o clasificație bugetară, că va fi de bine pentru viitor. Pentru că acest buget are partea de venituri și partea de cheltuieli. Pornind de la acest buget, este o familie. Ce ați făcut dumneavoastră, la început, zice, luăm de acolo și punem acolo, fără nicio bază legală. Dar, bine, ca fundament, ca motivație, deci nu există până la urmă, se oferă pe capitole, la servicii religioase, cam a spus dumneavoastră. Și a spus aici să plătim, practic, un miliard studiul de fezabilitate și deviz de lucrări. Există vreun studiu de fezabilitate? Există vreun deviz de lucrări? Există pentru acest monument istoric, chiar dacă
se spune că am auzit de la oameni că vor. Toți vor. Nu există pe monumente istorice la ora actuală nicio măsură pe o finanțare. Doi, aceste măsuri, mai ales pe monumente istorice, este o metodologie foarte, foarte stufoasă. Pentru că trebuie să vină de la Comisia de Eraldică, să vină un specialist să vadă ce impune biserica de acolo. Renovări interioare, exterioare, amenajări, susțineri, restaurări. Deci să face un deviz estimativ, să trece printr-o comisie de eraldică cu avizul eparciei, cu avizul cultelor, cu avizul Ministerului Cultelor. Deci noi numai pentru monumentul istoric, din centru de acolo, am stat aproape 6 luni să luăm avizul de la Comisia de Eraldică aducat din Ministerul Culturii și Cultelor, drept pentru care a venit și ministrul la inaugurare. Așa că nu se pune problema pentru aceste activități. Nu știm dacă noi, primăria, putem să alocăm așa numai de dragul de a avea niște bani biserica. Ceea ce ne permite legea să subvenționăm anumite lucrări la biserică, ne permite legea pe lucrări și care sunt foarte bine fundamentate. Deci pentru orice bănuț care l-am dat la biserică, vin la primărie cu justificări. Vin la primărie cu justificări pentru orice bănuț. Deci, care din start, nu este o problemă. Da, e cineva, un domn miene care stă la Ștefănești și tot îți spune pe Facebook că, nu știu, că are dumneavoastră lui bătrânii și nu știu ce bunicii mormântați acolo. Da, există monumentul istoric de acolo, de la... Există monumentul istoric și de la Glâmboc, există monumentul istoric și Garabasco, care sunt scrise în cartea monumentelor istorice din România, din România. Dar asta nu înseamnă, domnule, asta nu înseamnă că ne ținem noi acum că avem o pungă mare de bani și hai să ne gândim să dăm și eu acolo. Să dăm pentru ce? Banii ăștia sunt blocați din start. Din start sunt blocați. Deci nu există nici cale legală. Eu am vorbit și cu preotul, din contră dumnealor, preotul Răzvan, dați-mi voie puțin, domnule. Deci, de pentru ce să pun aici, punem niște bani pentru ce? Pentru ce anume? Rămân la capitolul servicii religioase, dacă nu reușim și folosiți la parohii. Domnul consilier, deci eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră. La servicii religioase am prins 1 miliard, de-abia am prins și e posibil ca la viitoarea rectificare în funcție de bugetul local și de prevedere bugetară să găsim soluții, să mai alocăm dacă e necesară și oportun față de alte lucrări care le avem. Pentru că acest buget a început cu partea de funcționare și după aceea ce a rămas avem cote de cofinanțare. Nu dacă v-ați uitat pe lista de investiții, că a spus domnul consilier, ce a spus că noi avem numai pentru dezvoltare numai suma asta de, mă rog, cum a spus dumneavoastră, 6 miliarde. Da, bun. Nu, domnule, deci pe lângă asta de noi avem și cofinanță. Deci din ăstea intră și banii care avem noi de aproape, care sunt pe expertite și care se avem în vedere. Dar dumneavoastră nu vedeți la dura asta. Deci noi trebuie să avem partea de funcționare acoperită. Pe tot ce înseamnă primărie, școli, creșă, casă de cultură, sport, cultură, culte, tot ce înseamnă administrarea domeniului public, poliție locală, tot ce înseamnă gospodărie comunală. Și ce ne-a rămas în pungă, împărțim pe cote de finanțare, pe obligatoriu să le dăm, și după aceea ce avem lucrări în executare, lucrări în executare sau care sunt în diferite faze. Studiul de vestabilitate, avize necesare. Nu acum am permis, acum să hai să luăm de acolo că, mă rog, ar trebui să dăm și la biserica respectivă. La, merge mai departe, la asistență socială. Eu v-am spus care e situația și, într-adevăr, sunt vreo 40 de localități, așa este. Am fost între primele, dar cred că ar trebui să suflăm puțin în iaurt, că se pare că unii interpretează că nu prea ar fi prea în regulă cu această alocare, că ar trebui să fie o lege specială prin legea asistenței sociale, v-am spus eu acolo în motivație, și după aceea. Și nu are rost să mărim acum. Poate că nu justificați dumneavoastră că prin acest 500 de lei în plus se mărește natalitatea în comună. Haide să fim serios. Natalitatea în comună s-a mărit aproape an de an și se mărește în continuare. Nu credem că din acești 500 de lei în plus. Și mai ales că avem de acoperit anumite cheltuieli care le avem pentru investiții și pentru cofinanțări. Ajungem mai departe la alimentarea cu apă. Redimensionarea rețelei de apă, Mica Glâmboc, de al fermei în sfârșit.
V-am spus că toate aceste străzi sunt prinse, într-adevăr, pe acest POIM, pe Program Operațional de Infrastructură Mare. Acest program este pornit de aproape 6 ani de zile. Noi cofinanțăm prin 2% și 6,5%, adică redevența care intră ca și, mă rog, participare la acest program, în care suntem în acest program operatorul regional, Secea Apă Canal, Primăria Pitești și încă vreo 14 localități, Primăria Ștefănești, Primăria Costești, Primăria Topoloveni și încă vreo 9 localități de mediu rural. Trebuia să întâlnească ca și motivație ca să preia regiunea Trei Submuntene acești bani, unde suntem noi prins prin acest program operațional, eram prin acest program operațional de infrastructură mare, 100.000 de locuitori. Ca să avem acest număr, trebuia am intrat poate comunele respective și, bineînțeles, și care ne-am permis ca să participăm cu cota de finanțare de 2%, respectiv 6,5%, dar care avem și legătură cu operatorul regional. Că nu putea să fie prins în comuna aceasta, dau, nu știu, Bârla, care e sud acolo și care nu are nicio treabă cu operatorul regional. S-ați luat licitația de aproape 2 ani de zile. În sfârșit, programul respectiv, Bașcovul e legat de Moșoaia, Bașcovul e legat de Moșoaia, se numește CL7. E legat de mai multe, suntem 3 localități, construcții lucrări 7 pe acest program. Între timp, a venit o idee că se suspendă finanțarea pe acest program și trece finanțarea pe alt program. Că dacă se suspendă, atunci se suspendă și ADIA, numai că nu are rost, mai Asociația de Dezvoltare și echipa care lucrează pe acolo. Deci, în ultima ședință care am avut-o săptămâna trecută, la Primăria Pitești, cu reprezentanții de la Apă Canal și cei care suntem în acest program, s-a convenit că se trece pe finanțare pe alt program și dacă nu există sursa totală pentru cum avem noi 4,6 milioane de euro, în maxim o lună și jumătate să dăm localitățile care sunt cu prioritate, în fiecare localitate străzile respective. Și noi ne-am și orientat. Este vorba de Uiasca, unde venim cu gazdele și anumită, dacă tot facem săpătură, Salcâmilor și alte străduțe care ne permite din alocarea pe care o să o reprezinte operatorul regional pe acest program. Deci nu există o suspendare. Chiar dacă, Doamne ferește, ar exista o amânare, o suspendare, nu putem să umblăm niciun metru la unul din străzile care sunt prinse în acest program, pentru că se pierde toată finanțarea. Și acest lucru se știe. Care finanțare nu există? Ce vorbim? Vă spunem la PSD că programul e blocat și mai deblochează. Oamenii de la PSD au vorbit, au avut ședință, au avut discuție. Nu vă ceva la ședință la partid. Domnule, multe știi dumneavoastră. Ea poate spune domnul consilier Toma, că lucrează băiatul acolo. Stimați colegi. Domnule, dumneavoastră știi ce vorbești. Păi totdeauna. Dumneata știi precis că ăia de la PSD pe mine mai mă pune primar sau nu știu ce. Dumneata știi foarte multe nume. Ești extraordinar. Hai, domnule. Eu v-am explicat care e situația. Nu se pune problema pentru așa ceva. Să trece de la o finanțare alta este o amânare pe un timp, 100% de rămâne înregistrat, nu se pune problema. Mai dați voie să mai vorbească mult peste domn primar, vă rog frumos. Mai departe, că n-are rost. Vă rog frumos. Haideți să respectăm și să ne respectăm. Deci nu are rost. Păi dacă era situația să ne dea voie pe strada ferme unde avem asfaltarea și aveam nevoie de 140 de metri de canalizare, nu ne-a dat voie nici pe domnul lungă aici, da. Nici pe cheltuiala noastră, Cotin, chiar nu? Asfaltare, proiectare pentru asfaltare pe strada ferme. Doamna președinte. Domnul consilier, suntem într-o ședință în care am stabilit niște reguli conform regulamentului de organizare. Facem un proiect pe o stradă, știind că vine de proiectul, s-a făcut pe strada, pe toată strada.
Și nu aveam voie să-l facem. Domnul, că trebuie la persoană care a fost dată de amplasamentul femeiei. Avem o hotărâre în Consiliul în care am suspendat lucrările pe furtul în somnul respectiv, că nimeni nu știa că o să țină această licitație 2 ani de zile la apă canal. Domnul primar, dați-mi voie, vă rog, cred că denaturăm puțin de la punctele pe care le-am discutat. Fiecare vine cu părere că nu, dar la dumneavoastră am părere că, adică am... Vă rog, nu, dar vă spun pentru că cel puțin are pe cineva care, în familie care lucrează acolo și ar trebui să fie informat mai bine. Deci sunt foarte informați dumneavoastră, nu simțiți în continuare cu reușirea. Vă rog frumos, nu este suspendat, domnul primar, așa este. Și nu se vedeți că nu o să facă nici anul ăsta nimic pentru nicio stradă. Domnul consilier, vă rog frumos, fără atacuri la persoană, dacă aveți ceva de discutat, asta nu poședință stat de vorbă. Lipsă de bun simț și măsură, și de învățătură, că așa scrie un proverb. Da, merge mai departe, da. Alte servicii în domeniul protecției mediului. Servicii de deformatare, poduri, șanțe, șanturi, secțiune de scurgere, potențe, critice, cursurile de apă. Amestate de ovate. Și spune aici și domnul, mă rog, inițiator al acestor amendamente, sau domnul inițiator, că ar fi necesar o sumă de 150 miliarde jumate, pentru acest articol, de deformatare de șanturi. Nu există un debit, nu există ce unde, Valea Ursului. Valea Ursului ascunde, pe stânga, pe dreapta, Valea Ursului este într-o parte și alta, sunt drumurile naționale care administrează șanturile. În primul rând am văzut, după aceea, văd că scrie aici, deci Lăbușești, la Lăbușești lucrează, face șanturi și betonate, și carosabile, și deschise. La Peșteștiu, DN, nu știu, la Luncă, nu știu care șanț, care e situația. Deci, în primul rând, în al doilea rând, noi nu avem, adică să prindem o sumă că va veni ceva, că va veni ploaia sau plouă. Nu avem noi, avem pe capitolul respectiv, dar nu avem. La capitolul respectiv, pe unde avem la aici în buget, avem, pentru unde avem pentru protecția mediului, pentru gospodărie comunală, avem niște sume prinse. Și o parte din aceste lucrări, stimați consilieri, 99% le facem cu echipa noastră, cu utilajul noastră, drept pentru care de o săptămână, în vorba ședinței care am avut o săptămână trecută în Uiasca, da? De o săptămână, suntem, deja toată săptămâna aceasta și cred că săptămâna viitoare, suntem în satul Uiasca, unde deformatăm la șanturi, cu utilajele și cu personalul nostru. Mergem mai departe. Investiții în capacitatea de producție energie regenerabilă, panouri fotovoltaice pentru instituții publice. Deci, noi nu ne încadrăm aici. Institutul Cluj avem primăria, da? Care o avem pe CNI și care avem primăria 90% va fi, mă rog, avem extindere, multe, multe lucrări la primărie și nu avem, odată cu lucrările respective, sunt prinse și aceste panouri, sunt prinse în deviz. Pentru programul Rabla, deocamdată, nu știm, să 100 de mașini, 100, să prindem ori 150, deocamdată nu avem solicitări, nu avem o solicitare. Adică trebuie să ghicim noi așa, băi, care ori veni cu solicitări, să așteptăm până la sfârșitul anului, să ținem banii blocați, care ori veni cu solicitări și cum ori fi, care e situația. Deocamdată nu avem nicio solicitare și n-am auzit vreo localitate că a început programul ăsta, eu n-am auzit program, inclusiv Pitești. Pentru instalarea sisteme de panouri fotovoltaice, asta chiar trece orice 100 de persoane. Care ori fi astea? Nu avem nicio cerere. Noi la, pe acest program, nu e vorba de programul de mediu. Deci, pe programul respectiv avem o tărie în Consiliului care ne permite legea să scutim 50% din impozitele pe clădiri, cei care demonstrează cu documente că a efectuat această investiție pe aceste panouri. Deci cine, care e familia asta? 100? Dar de ce 100 și nu 1000? De ce 10 și nu 50? Și care sunt? Că nu avem o cerere. Adică trebuie să ținem niște bani blocați pentru ce? Mergem mai departe. La ce mai aveți? La drumul Schiau.
o sumă de... Deci noi, da, noi la drumul Steaua avem o tărere de Consiliul Local în care l-am desprins din Dali pentru, așa cum am făcut și cu Glâmbocu. Un studiu, practic, Dali înseamnă 80% din studiul de fezabilitate făcut. În momentul în care hotărâm investiția, trebuie să avem sursa pentru investiție ca să întocmim proiectul tehnic și detalii de execuție, care înseamnă cu totul altceva. Dar de ce să... Acum, anul ăsta, nu se pune problema de drumul ăsta. Că avem deja în licitație drumul STJR și 14 septembrie, care, din contră, toată valoarea este de 60 de miliarde și noi nu am prins aici decât mai jumătate. Pentru că n-am avut sursa. De unde să luăm banii ăștia? Iar dumneavoastră spuneți aici să luăm de la... Da, stai și la acolo. De la Casa de Cultură, 300. Păi da, vreau să vă spun că proiecția de buget care avem în Casa de Cultură, noi, împreună cu dumnealor, am tot tăiat de la cât am putut, de la anumite articole de funcționare și am tăiat, dar ajung la bugetul pe care vă l-am lansat dumneavoastră în dezbatere și în analiză, și din acel buget, dumneavoastră veniți acum să luați 300, 3 miliarde. De unde? Spuneți-mi, avem aici, sau ia spuneți-mi, de unde? Cum? De la ce capitol? Pe dumneavoastră asta iată că are managerul cerții. Ești ironic și nu ai nici o chestie. N-are rost să vorbim. Nu avem rost să vorbim. Ar trebui să ai buna măsură și bunul simț, ca așa ești învățat. De fapt, fără învățătură, nu. Da, da. Bun. Nu. Fie legat de partea dumneavoastră, dar trebuie să nu dialogul. Ia, începeți cu autoritatea executivă, ca ce este prima? 300, după aceea 300 Casa de Cultură, 600 Autoritatea executivă. Adică mi se pare că mergeți țintit. Am înțeles, autoritatea, bine, autoritatea executivă. Ziceți de unde luăm, de unde luăm. Doamna contabil, de unde spuneți dumneavoastră cum? Păi dacă îmi dădeați bugetul detaliat, distinsă, doamnă, când îmi dădeați în anul 2021-2022, puteam să anticipez. Era foarte detaliat, că domnul primar ne certa, adică, că ne-a luat timbrele. Vă aduceți aminte? Da, dar asta e detaliat. Ok, n-am spus aia înseamnă la fiecare, să la vedeți. Fiecare ce anume... Nu, doamnă, vă rog, lăsați-mă să vă... Dacă mi-a să-mi dădeați cheltuielile la societate, cum vine angelul și a spus, nu le-am, nu s-au făcut. N-a fost execuția când ați venit, n-a spus să solicită, eu consider că ați înțeles, nu că v-am mințit că n-am execuția, adică mi se pare că veniți cu niște gata, vă rog. Nu, să vorbesc ca să răspund. Domnul consilier, ați avut dreptul la cuvânt, vă rog frumos, doamna contabil. Nu, dar mi se pare, adică, mi se pare că m-a atacat pe mine. Bun, haideți că ideea a fost să, da, toată lumea știe despre ce este vorba. Bun. Stimați colegi, o să procedăm în felul următor. O să cer avizele pe comisii fără amendamente, pentru că aceste amendamente nu au fost în prima fază când le-am discutat în comisii. Așadar, de Comisia 1, avizul Comisiei 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Avizul favorabil cu amendamentul numărul 2571. A fost dat acolo în prima întâlnire a dumneavoastră că nu erau depuse amendamentele sau le-ați depus atunci? Nu, mi-am depus în termen legal. Atunci, ok, am înțeles. Avizul comisiei. Ok, am înțeles. Dumneavoastră nu trebuie să începe ședința fără avizul. Am înțeles. Păi tocmai de-aia v-am întrebat dacă ați avut și le-ați depus. Exact. Nu, ați avut-o, dacă îmi permite. Tu ești prima regreșită, dacă toți suntem ironici. A spus cu amendamentul 2571, nu. Cu amendamentele din raportul prezentat în... Bă, cu amendamente, da, așa zic, dacă ne reușim. Haideți că timpul este prețios, da, pentru toată lumea. Trebuie să lucrăm astăzi. Bun, supun la vot proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, fără amendament. Cine este pentru? Deci, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. 8, abține. Okay. Bun.
Și acum, cu amendament. Cu amendament, da? Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendament. Cine este pentru? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cine este împotrivă? Împotrivă, da? Împotrivă. Da. Bun. Deci, proiectul cine se abține, nu este, nu? Nu avem abținere. Domnul... Avem o abținere. Domnul Vlășceanu? Da. Deci... Până la 7, 9 voturi împotrivă și o abținere. Mulțumim pentru abținere, domnul Vlășceanu. Mulțumesc pentru informație. Este egală cu împotriva, da, că da. Deci, având... Este egală cu împotriva, domnul Vlășceanu. Dau cuvântul doamnei secretar. Deci, având în vedere că am avut două cazuri de, pentru votul bugetului, deci bugetul a trecut cu 10 voturi pentru, 7 voturi abține, da? Deci, conform codului administrativ, jumătate plus 1 sau majoritate absolută. Deci, bugetul de venituri și cheltuieli a trecut în forma propusă de inițiator. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc, stimați colegi. Laura, raportul nu le prezintă. Trecem la următorul punct, discuții și interpelări. Dacă... V-am prezentat câte o copie pentru fiecare comisie a raportului de activitate al domnului primar. El nu trebuie supus spre aprobare, el decât trebuie prezentat ca să aveți idee despre ce... Domnul Vlășceanu, nu vă înscrieți la cuvânt. Stați o clipă, vă rog. Poftiți. Mă scuzați. O clipă. Se mai înscrie cineva la cuvânt? Nu. Vă rog, domnul Vlășceanu. În proiectul de buget propus de domnul primar, am insistat și s-a trecut o sumă de bani pentru canalizare la Valea Osu. Așa. Și mai toată lumea, fac mulți dintre colegi, să pronunță că nu se va face, că este o minciună. Îl întreb aici pe domnul primar, se va face sau nu acea canalizare? Domnul Lungu, arătați prima dată că avem proiectul făcut și de viz. Nu avem avizul de la CNI, din cauza că nu s-a făcut. Vă arată acum, domnul Lungu. E prinsă suma acolo, în proiecția de buget. Așteptăm să luăm, să luăm avizul de la CNR că trebuie sub traversare pe sub drumul da. DN7. Da, uite. Da. Este în regulă, da? Da. Vă mulțumesc tare mult. Dacă vă arătam de înainte, cred că vă stați. Mulțumesc.